Vă salut! Astăzi facem turtă proteică și folosim miere, polen și Ultra B. Proporțiile sunt cam egale. Două kilograme de miere, 2 kilograme de polen. O să-l întăresc cu Ultra B, cât cuprinde, la ochi de fapt. Nici prea tar, nici prea moi. Încorporăm încet Ultra B-ul. Polenul e din stupina proprie, nu recomand să achiziționați polen din alte stupine sau măcar să-i faceți o analiză. E un pic mai tare decât mi-am dorit, așa că o să-i mai pun puțină miere. Și îl reglăm la ochi așa. Cam așa o să rămână și o să o punem la pungi. Porții mici, maxim 200 de grame, administrate mai des. Cât mai des, cu atât mai bine. 200 de grame sper să le ajungă cam după o săptămână pe alta. ₺192 de grame. Cam așa, până în 200, plus minus. O mânuță acolo. Suprafață cât mai mare și cu ea la albinuțe. În funcție de cum le găsesc săptămâna viitoare, o să le măresc porția sau nu, adică o să le pun două pungi, depinde cum le ia, fiecare cum are nevoie. Cam așa fac eu. Am trecut la ringurui. Asta ia 200 de grame din prima. Scot aerul din pungă. Fac un nod. Și apoi aplatizat un pic. Suprafață cât mai mare. Nu știu de ce, dar mi se mai sparg și din pungi. Când se sparge, dublez punga, când ajung la stupi, o dau jos. Ultima turtă, 291 de grame. Scoatem aerul, facem un nod, aplatizăm. Cam așa fac eu turtele. Puteți să-mi scrieți în comentarii dacă am făcut bine, dacă am făcut rău, ce ați mai fi pus, ce n-ați mai fi pus. Sunt de ajuns 200 de grame pentru stupi. Să nu uităm că suntem în februarie, 14 februarie. Și nu uitați să vă abonați. Share, like, subscribe, toate nebuniile. Multă sănătate și numai bine.